Da, mă, ia să punem niște provocări mișto. Ce? Să punem niște provocări ca lumea. Ce înseamnă provocări ca lumea? Ceva frumos. Bă, dar mie nu prea îmi place, mă, să mă joc pe provocări pe de-astea, mă. Adică hai să stăm să vorbim și aia, nu stau să mă... Nu? Păi așa trebuie, dacă așa e jocul. Așa e jocul? Da. Este adevărat de Cosmin și Miruna? Am auzit și noi. Nu știm ce e adevărat și nu, că n-am vorbit cu ei să ne spună. Dar așa am auzit și noi. Vari, nu ați fost invitați la Capricii? O să vedeți care dacă am fost sau nu. Nu știu, sunt lucruri pe care poate încă nu putem să le spunem. Nu știu ce să zic. Ce ar trebui dragă să facă Cosmin acum? Ia o pernă în brațe și dansează. Da, mă, Paul, uite, asta e provocarea ta. Paul. Trebuie să scăpăm cineva. Paul, mă, Paul, ia o pernă în brațe și dansează. Asta e provocarea care ai pierdut data trecută. Da? Da. Hai. Am văzut-o pe Gabriel la Piatra Neamț. Când s-o vezi? Iubit! De când am ieșit, n-am fost la Piatra Neamț. Hai, 10 secunde, număr eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și mai dă puțin, dă-mi fun și așa ești. 10! Gata! 10! Așa. Capricile iubirii. Băi, porcule, nu-i vorba, mă, de asta. Dar despre ce să-mi dau cu părerea? Uite, că eu îmi dau cu părerea, că pe mine nu mă interesează. Cum și în emisiune mi-am dat cu părerea. Despre ce să-mi dau cu părerea? De ce s-au despărțit Cosmin și Miruna? Păi eu știu de ce s-au despărțit. Crezi că am vorbit cu vreunul dintre ei ca să știu ce... Provocația... Ce-au făcut? De unde să știu? Mi se spune că și-a schimbat părerea față de asta. E o provocare bună. Zi, porcule, de unde să știu? Ana Maria e chiar o provocare. Asta e, domnule. Cert e că... Păi chiar îmi doresc, mă, să fie fericit, pe cuvânt. De cine să râdă? Miruna și de Cosmin? Păi mă ajută cu ceva pe mine, că râde ei. Nu mă interesează pe mine, mă, ce-au făcut ei. N-am eu treabă. Unde este Gabriela? Și ea, pe aici, pe acasă. Vă uitați la sezonul ăsta, Ramirasa? Eu m-am uitat. M-am uitat emisiunea asta, m-am uitat cu Gabriela. Da, n-am cum să râd. Mire, la mulțumim. Nu știu cine a banii, nu contează, nu mai vorbiți de premii, de asta, că sunt în vânt, noi n-avem de unde să știm, e un regulament și de, după regulament se bazează toată lumea. Da. Tu mi-ai luat apărarea Mirunei. Eu am luat apărarea cu ea, am considerat să o simt, indiferent că a fost Miruna, că a fost Paul, că a fost cine a fost. Te gândești că iei tu, eu nu m-am gândit că iau atunci, mă gândesc acum. Ai văzut reaga de Miruna? Atât ai răudat-o. Haideți, nu vreau să vorbesc de Miruna. Ariana, mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toate astea. Mamă, iau trecte tare, ai, bă. Mulțumim frumos. Doi puncte cadou. No. Miruna ieri are în Brașov, am văzut-o cu doi băieți șofat. Nu știu. Am văzut pe... Mamă, iau trecte de astea, am primit, bă. Vă mulțumesc. Mulțumim, Ariana, mulțumim. Aoleu, iar ești înaintea noastră. Ia uite, mă. Da. Hai, mulțumim. Haideți cu tap-tapurile. Haideți. Ești și tu singur? Nu sunt singur. Cum să fiu singur? E foarte ciudat cum toată lumea, dacă nu mă vede Gabriela într-o postare sau undeva, vai, te-ai despărțit, nu știu ce, nu știu cum. Bă, păi nu e așa. Voi stați tot timpul cu partenerii voștri? Da. Ha? Eu stau. Păi stai că n-ați început munca încă. Păi și când o să începe munca, tot să stăm, dar nu n-o păi stau. Și ce faci? Stai în casino și power? N-are cum. Păi nu, nu poți să stai în oricum. Un stop, dar lucrez două cu două. Bă, n-ar fi rău să stau numai în cazul. Ia, vezi de treabă. Cui nu i-am arătat Florentina? Cui nu i-am arătat? Nu avem nicio părere, nu ne interesează. Cine este... să-i batem. Cine e împreună, cine s-a despărțit, cine ce-a făcut, nu ne interesează. Trist, am pierdut. Am pierdut, iubitul meu, iară faci provocări, vezi, iubitule? Nu, dragă, cum faci tu? Eu nu fac, nu fac, dragă, provocări, că dacă nu e Gabriela, eu de ce să fac provocări? Te-am bătut, da. Haide, mă, mai joc un meci și gata. Da, 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 Iulia, o să... Da-i. Mai joc meciul ăsta, dacă te bat, s-a terminat. Cu Raluca și Aris păstrează legătura, nu, deloc. Nici n-aș vrea, ce să vorbesc cu ei.
N-am păstrat-o în casă, o păstrăm aici. Adică cu Alex am vorbit. Alex, dacă ar fi fost singur, poate vorbeam cu el. Alex, dacă aveam să vorbim. La... Ce? Alex, trebuie să încânte la botez. Da? Da. Să vină cu o serenadă. Cred că vine. Doarme, doarme. O să doarmă Paul singurel când o să fie o tură de noapte, Iulia. N-am, păi n-am, ce să păstrez, băi? Vari, ții haine de la Viorel? Nu? De ce? Vin de tricou de ăsta? De ce? Nu știu, n-am... Până acum are de fete. A, cred că a fost o glumă, gen, ții haine, nu-mi iau haine. Dacă ăsta pare de fete, nu, nu-mi iau. Vino, Gabriela. Am postat Gabriela. Gabriela are de unde să-și ia haine. După ce divorțează, Miruna se reorientează. O să vină Gabriela să-și... Gabriela are de unde să-și ia haine. O avea, mă, dar și Viorel are marfă bună. Nu știu, mă, a, nu zic că n-are. Dar eu știu, n-am, habar n-am. Dacă te uiți, sigur îți place ceva. Mulțumim. Pentru Gabriela? Da. O să... Mulțumim, mulțumim. Hai, discut tap-tapurile. Te-a deschis Denis Magazin. Știu, am vorbit cu ei când ne-am văzut la confesionar. Am vorbit cu Denis, cu Viorel, știam. Vari, iar te-ai spărat? Fii mai deschis înspre asumare. Florentina, te rog să te duci pe live-ul dacă îți place așa mult. Haideți, dragilor, cu tap-tap. Eu nu mă supăr, că n-am cum să mă supăr pe oameni care, pe care nu-i cunosc, știi? Adică lucrurile ce nu țin de mine nu poate să-mi aducă spărare. Nu știu, porcure, chiar nu știu de ce calitate sunt și ce are. Doar știu că au spus că o să facă chestia asta. Iubitul meu, dar... Vezi că ai zis că la 8 jumate mergem să mâncăm. Ok. Nu avem nicio părere despre nicio despărțire, nu ne interesează. Eu sincer vă spun că vreau să fie bine toată lumea care a fost în emisiune, că n-am treabă cu nimeni. Atât că nu poți să vorbești cu toată lumea. Cu Viorel și Denis nu mai vorbit? Nu am mai vorbit. Nici cu Paul nu am mai vorbit. Am mai vorbit așa, schimbând un mesaj două pe zi, dar nu gen modul ăsta de vorbit. Te aștept la să te bat la FIFA. Mulțumim, Alexa. Ce să bați, mă, la FIFA, că... Doamne! Și că să nu mai joci cu Peneș Paul, că ăla câștigă mereu și îți dă provocări grele, Iulia. Ce provocări ai primit aseară? Mulțumim, Ștemate. Să dau cu mopul în recepție. Și era vreo 12 noapte. Unde stai acum, la pensiune? Mulțumim, Ana Maria. Suntem la Sibiu. Și că Roxana... Cine vă place nouă sezon? Am văzut doar pe băiatul, pe Dima, primul care a intrat. Pare mișto. Să vedem. Arată bine, pare inteligent, vorbește frumos, a părut că n-are emoții de rog. Are vrăjeală. De-aia. Cine? E bun, da, e bun. Mie îmi place de el așa ca băiețaș. De cine? De primă. De primă. V-ați mutat singur? Încă nu. Mâine o să vedem două apartamente. Ce da. Părere aveți despre cei care s-au despărțit? Nici o părere, ce părere? Da, bă, mă duc mâine, mergem mâine să vedem două apartamente. Ați fost la Făgăraș? Da, Vlad, am fost la Făgăraș aseară. Am fost la un hotel, Doamne, n-am văzut așa ceva. Ce vă trebuie apartamentul? Mai bine garsonieră. În doi ești. E mai variantă. Mulțumesc tuturor, ia uite, am primit și minge și tenis. Wow, mersi mult, Tărâna. Adevărat. Vari, de vlogul când apare? Păi am început să filmăm de sâmbătă dimineață și ne-am dat seama sâmbătă seară că am uitat să filmăm și am filmat doar dimineață. Gabriela mai lucrează în continuare la poliție, da. Pe întâi începe. E super, da. Îți iei cu două da, camere? Da, Claudia, a fost o... Bine, camuțafir, nu? Ce? Îți iei cu două camere, să vin și eu camuțafir. Da, mă, păi, mâine mergem să vedem da, două. Da, îți dai seama, vrem și noi să ne luăm, da. Da. Mă vii la tine acasă după muncă, să fie frumos. Da. Da, super mișto, Corina Munteanu, super mișto locația. Ce fac ai dat și lui tata Sucru, i-am spărat. Unde sunteți, Vari? La Sibiu. Mulțumim, Simona. Am fost pe un... Doamne, da, ne-am uitat la fost. Andreea. Mulțumim din suflet, am primit gogoașă. Și gamepad. Mama ta ce mai face? E acasă. Nici nu știu ce face, sincer. Am vorbit puțin prin mesaje astăzi cu ea. Am văzut și noi. E super. Am vrea să mergem și noi. Are piscină interioară, are jacuzzi în cameră. Păi nu, eu nu vreau să mă mor la Constanța, vreau să mă mor la Sibiu. Bună asta. Îi stă foarte bine, Elena, da, așa este. Mulțumim.
Hai, am pierdut altă Da, provocare. m-am gândit eu, mergeam astăzi pe pădurice aia și zic, ia stai mă, hai să facem un joc. Dacă dau cu piatra, nu știu ce. De aici? Iese Felicia, mulțumesc, chiar iese. Gata mă, după ăsta ies, Paul. Da, păi și noi ieșim că trebuie să mergem să mâncăm, că așa mi-a Nu, că promis l-am iubitul jumate. meu. Hocă Dar unde l-am. mâncați? Ce mâncați? Un sfert. Ce mâncați, nu? Nu, chiar nu știu. La Are hotel. restaurant, are de toate, da. Aici unde stați voi, e frumos? Da, Da, chiar e hotel, e frumos. pensiune, dragă. Te-aș pune să meargă în cameră, dar sigur n-ai făcut curat. Și că Da. vă uitați la Am Lia. și chiloții aruncați pe jos. Băi, nu-i problema asta, să nu fie rupți. Și că ciorba de burtă, Paulică, zice George. Asta te mai duci, mă, și tu? Bă, vreau să mă apuc, dar dacă am stat numai plecat, când ajung în Constanța, mă apuc. Valentin, hai să-ți arăt ceva. Uite ce Nu burtică meu. e așa se vede. Ia ce trage burtă. Nu e așa se vede că stai jos. Da, e de la tricou. Valentin, apuc să mai faci sală cu... Că iară... Facem online. Bă, astăzi când mă uitam, astăzi ai văzut cum a schimbat casa? Mișto a făcut-o. Da. Foarte mișto a făcut casa. Zici că e altă casă, frate. Da. Da, chiar da. Îmi plac canapelele alea roz. Și Zici geamurile ceea ce... alea negre, așa, mi Dar sunt se puțini, vede rău. mă, noi am fost mai mulți. A fost și nouă Păi fete. sunt 7 băieți și... Sau cât? 7 băieți sunt? Da, 7 cu 7. Noi am fost top cu Poate nouă. intră pe Da. parc, poate mai intră Păi pe da, dar parc. o să intre, da, ia să vezi, săptămâna viitoare cred că deja intre cineva. Așa Sau zici. peste 2 săptămâni. Eu sunt curios când o să se vadă ei. Ne. Care, cum... Uite, de exemplu, băiatul ăla din Dima, cu cine s-ar potrivi? Sabrina. Roxana Năstasă. Nu, eu am luat o pisică, o pisică a luat-o altcineva și mi-e că e în casă, abar n-am. Camara Mi-e Mureș. place de Bogdan ăsta. Bogdan ăsta? A, voi vă uitați acolo la Capricii? Da. Ne mai uităm așa, Nu da. vreau să mai văd de Capricii, că de câte ori mă duceam acolo aveam un stres pe mine. Fu. Mamă, ce bine, eu vreau să mai ajung. Mie-mi e dor de M-am capricii. contrazis cu Roxana puțin, știi? Și am zis, aoleo, dacă eram la Capricii acum, te punea în cui, doamnele, de acolo. Că nu mai pe ea, de ea zicea, știi? De mine Și nu pe prea. mine m-a omorât. Dar cine era Capricii acum? Tot fetele sunt? Da. Aceleași fete? Domnul psiholog. Mai ții minte, Elena, da. Bă, da. Sunt câțiva concurenți care au niște povești, dacă nu te dă pe spate. Da, mai ales ăla, cum îl cheamă? Ultimul, parcă, nu știu cum îl cheamă. Mihai? Da, Mihai. Mamă, când l-a auzit că asta cu una mai mare cu 20 de ani decât el, el avea Nu cred. 20 de ani, s-a Cine e Bogdan? Mă uite, și cineva că îi place Bogdan. Cine e Bogdan? Bogdan? A, Uite uite la el. ăsta. Nu-i rău, cred. Nu știu, mie place Andrei și puțin Bogdan, ce să Cu zic. ce se ocupă Bogdan? Sau câți ani are? Nu știu. Dar știi ce zise Mihai ăla? Zise că femeia trebuie să stea cu capul, a plecat, parcă ceva de Mamă. genul, stea cu capul în jos. Uite, Să... lui se spune lumea hitor, nu mie, vezi? Mamă, niște texte din alea de... te duci naibii. Nu mai am în sezonul acesta, auzi? Nu știu. Adevărat, să știi, Bă, da. dar a fost comic. A zis că este în concediu. Cine e vrea? Mihai pare arogant. Bă, eu nu, uite, nu mai știu după nume. I-am văzut așa pe băieți, dar nu mai știu după nume. Îl țin minte pe Alex, parcă... Patru băieți de depravați. Trebuie să fie fete la fel, să avem copii care vă voie. Eu era pe trecere să vedem. A, uite, am văzut pe băiatul ăla care a spus din Turcia că de-abia așteaptă o petrecere. Cred că e Caterin Cărodată, cred că râs cu el de mor. Care? Un băiat din Turcia. Ah, da. Spunea lumea că seamănă cu el, auzi? La fizic, gen, la față. De unde mă că arată mai bine asta? Care? Mihai e din Eu zic la fel. Unul a zis că știe să trăiască cu mai multe femei deodată. Păi și Viorel a zis așa, atunci. Ce a zis Viorel? Cum a zis Viorel? Am capacitatea să duc două relații în același timp. Am nebunit când am auzit. ăsta e mai... ăsta e nu, că ăsta e rău, rău. Mihai ăsta. E... Cine știe, mă, poate emoții, poate a zis și el așa. Da, emoții. Serios, păi și eu am avut niște emoții Păi da. atunci când am dat testimonialul, eram varză. Ce face Gabriel? E bine pe acasă acum, o să plecăm undeva. Acum, meciul ăsta închis și mergem. Unde pleci, mă? Avem de plecat până la cineva aici, în zonă. Da? Pac, pac, gata. Discutăm, bă, și noi lucruri, bă. Acum, uite, mai sunt 10 secunde și am ieșit. Eu te ieși un băiat care are copil.
Are copil, dar nu știe dacă are. Cum adică? Nu știe dacă e a lui. Ei, știu mă acolo. Băi, gata, vă las, că trebuie să plec. E bine. Bine. Bun, v-am salutat. Ciao, ciao, ciao. Pa, 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 pa. Ciao. Cum ești de aici? Stai că mai stau și eu pe oamenii ăștia. Așa. Nici eu nu știu. Ok. Bun. Oameni buni, vă mulțumesc că ați stat cu noi. Mulțumesc pentru chestia asta. Încă nu înțeleg TikTok-ul, cum e cu trimis, cu puncte, cu X2, cu tap-tap. Nu înțeleg chestia asta. Vă doresc o seară frumoasă. Roberto a zis că nu știe dacă e a lui. Încă nu am apucat să mă uit, poate o să mă mai uit, să-mi dau seama, să rețin numele concurenților. Vă doresc o seară frumoasă, noi plecăm că trebuie să ajungem până la cineva, facem o vizită, na, în scopuri de muncă, să zic. Hai, vă salut, să aveți o seară frumoasă și nu mai mâncați la ora asta, că este 8. Ceau!